Această vizită ne găsește într-un context geopolitic și regional complicat. Numeroase riscuri de securitate și provocări la care trebuie să găsim soluții. I-am transmis omologului meu condoleanțe pentru victimele atentatelor din ultimele luni. Răspunsul nostru trebuie să fie un răspuns comun și ferm la acest val de atentate pe care le condamn cu fermitate. Uniunea Europeană se confruntă în prezent cu o serie de provocări cu implicații multiple, iar Turcia este un partener important în identificarea răspunsului la o parte importantă dintre acestea. Turcia, în calitate de țară care găzduiește pe teritoriul său un număr foarte mare de refugiați, joacă un rol cheie în soluționarea actualei crize, atât din punct de vedere umanitar, cât și al controlului fluxului migrației și al combaterii rețelelor de trafic de persoane.